Era o dupamiază însorită de vineri, iar luxoasa sală de expunere a mașinilor, situată pe cea mai sofisticată alee a orașului, era plină de activitate. Razele soarelui pătrundeau prin ferestrele de sticlă imense, făcând mașinile să strălucească și mai intens. Clienți eleganți, îmbrăcați în haine de designer și emanând încredere, se plimbau în zona spațioasă admirând vehiculele strălucitoare expuse. De la sedanuri luxoase la supermașini puternice, angajații, impecabil îmbrăcați în costume bine croite și instruiți în etichetă și cunoștințe auto, se mișcau cu agilitate și grație, mereu pregătiți să satisfacă dorințele și fanteziile clientelei bogate care frecventau showroom-ul. Muzica ușoară cânta în fundal, creând o atmosferă exclusivistă și primitoare. În acest decor de opulență și sofisticare, o femeie în vârstă, cu părul gri și o aparență obosită, atragea atenția atât a angajaților, cât și a clienților. Îmbrăcată în haine simple și uzate, ieșea în evidență în mediu luxos ca o floare ofilită într-o grădină luxuriantă. Numele ei era doamna Irina Stănescu. Angajații o priveau cu dispreț, șuierând între ei și schimbând priviri complice, presupunând că probabil intrase în magazin din greșeală, crezând că este o organizație de caritate sau un loc pentru a ajuta pe cei mai puțin norocoși. Cu toate acestea, spre surprinderea tuturor, Irina mergea cu pași hotărâți ca și cum ar fi fost în propriul ei teritoriu, spre una dintre cele mai scumpe mașini descoperite din magazin, un model sportiv roșu de ultimă generație, cu linii aerodinamice și un motor puternic. Mașina atrăgea atenția nu doar prin culoarea vibrantă, ci și prin designul său sofisticat și promisiunea de aventuri de neuitat pe drumurile deschise. Angajații, deranjați de prezența doamnei Irina Stănescu, o tratau cu nesimțire și nerăbdare. Un vânzător de-a dreptul arogant, numit Mihai, s-a apropiat de ea cu o privire de dezgust și a spus Doamnă, cred că v-ați rătăcit. Acest magazin este doar pentru clienții interesați să cumpere mașini de lux nu păreți să vă permiteți o astfel de mașină. A comentat, aruncând o privire spre colegii săi care rădeau de situație. Irina, ușor jenată dar totuși hotărâtă, a răspuns. Dragul meu, am banii pentru a cumpăra mașina. Am venit aici special pentru asta. Mihai, și mai iritat, a replicat. Doamnă, magazinul este aglomerat și avem clienți importanți de servit. În plus, mirosiți animale. Vă rog să nu ne deranjați munca. Cu lacrimi în ochi și o inimă grea, Irina a părăsit magazinul. Pe măsură ce pleca, lăsa în urmă geanta mare din piele îmbătrânită pe care o găsise una dintre vânzătoare, Mihaela. Mihaela, o tânără empatică și amabilă, nu era de acord cu tratamentul dat femeii în vârstă și, luând geanta, a simțit greutatea banilor din interior. A decis să meargă după Irina pentru a-i returna geanta și aș cere scuze pentru comportamentul colegilor săi. Mihaela, ce faci? a întrebat una dintre colegele ei, surprinsă. Îi dau înapoi geanta acelei doamne. Merită respect și tratament corect, la fel ca orice client, a răspuns Mihaela, hotărâtă să facă ce este corect. Cu geanta în mână, Mihaela a părăsit magazinul în căutarea lui Irina, hotărâtă să o ajute și să asculte povestea ei. După ce a întrebat câțiva oameni și a căutat-o în zonă, Mihaela a găsit-o pe doamna Irina Stănescu așezată pe o bancă într-un parc în apropiere, privind trist la copaci în timp ce frunzele dansau cu vântul. Soarele de după amiază arunca umbre moi pe pământ, iar copiii se jucau în jur, dar inima Irinei era grea. Mihaela s-a apropiat cu grijă, ținând geanta de piele îmbătrânită și a strigat: Doamna Irina Stănescu, îmi pare rău că vă deranjez, dar ați uitat geanta în magazin. Am vrut să vă returnez și să-mi cer scuze pentru comportamentul colegului meu. Irina s-a uitat la Mihaela, surprinsă, și a răspuns. Oh, draga mea, mulțumesc mult! Eram atât de șocată încât nici nu mi-am dat seama că am uitat geanta. Mihaela s-a așezat lângă Irina și a început să vorbească. Femeia în vârstă s-a mișcat și a împărtășit povestea sa. Soțul ei, domnul Alexandru Stănescu, visase întotdeauna să călătorească cu o mașină descoperită, simțind vântul în păr și libertatea drumurilor deschise. Economisise bani toată viața pentru a-și împlini acest vis, strângând fiecare ban. Din nefericire, a fost diagnosticat cu cancer și după ce a cheltuit o sumă mare pentru tratament, boala a avansat, iar doctorul a spus că are doar câteva zile de trăit. Acum, draga mea, voiam doar să împlinesc visul dragului meu soț Alexandru Stănescu de a-l duce în acea călătorie pe care a dorit-o mereu, a spus Irina cu lacrimi în ochi. Dar mașina pe care o visa întotdeauna să o dețină a crescut atât de mult în preț și nu mai am suficienți bani. Lipsesc cam 20% din valoarea mașinii. Nu știu ce să fac. Mihaela, profund impresionată de povestea Irinei și a lui Alexandru Stănescu, a promis că va face tot posibilul să-i ajute să-și împlinească visul. Știa că, chiar și lucrând în acel magazin de lux, banii nu puteau cumpăra dragostea și devotamentul care îi unea pe domnul și doamna Irina Stănescu. Și era această iubire pe care era hotărâtă să o onoreze. Mișcată de poveste, Mihaela a promis să o ajute pe Irina și i-a luat numărul de telefon pentru a ține legătura. O săptămână mai târziu, Mihaela a mers la casa femeii în vârstă, o casă mică și veche cu o grădină bine îngrijită plină de flori colorate și un leagăn de lemn călduros. Mirosul de ea somnie plutea în aer, creând o atmosferă confortabilă și melancolică. Intrând în locuință, Mihaela a fost întâmpinată de un zâmbet cald de la doamna Irina Stănescu, care a condus-o în camera de zi unde era domnul Alexandru Stănescu. Acolo l-a întâlnit pe soțul lui Irina, un bărbat slăbit de boală, dar cu o străfulgerare de iubire în ochi când se uita la soția sa. Conexiunea dintre cei doi era palpabilă, iar atmosfera emana afecțiunea și complicitatea unei vieți împreună. Mișcată de scenă, Mihaela a decis să folosească economiile ei, pe care le adunase, pentru a cumpăra ei un apartament, dar a ajutat-o pe Irina să cumpere mașina. Știa că această decizie îi va schimba viața, dar era conștientă și de impactul pe care îl va avea asupra vieții cuplului. Doamna Irina Stănescu, voi folosi economiile mele pentru a vă ajuta să cumpărați mașina. Știu că va ameplini visul domnului Alexandru și este ceva demn de făcut, a spus Mihaela cu convingere în voce. Irina s-a mișcat, a mulțumit lui Mihaela cu un îmbrățișare strânsă și a promis că nu o va uita niciodată pentru generozitatea ei. Două zile mai târziu, Mihaela a vorbit cu administratorul magazinului și a reușit să obțină o reducere semnificativă pentru achiziția cu bani cash a mașinii alese, explicând situația și subliniind importanța acelei vânzări. Administratorul, realizând cât de special era acel moment, a fost de acord să ajute și să-i mulțumească lui Mihaela pentru faptul că a arătat că uneori este necesar să privim dincolo de aparențe și să vedem inima oamenilor. Irina Stănescu s-a întors în magazin o săptămână mai târziu, de data aceasta purtând un costum elegant albastru închis care îi accentua silueta și un colier delicat din perle care îi dădea o aură de sofisticare. Părul ei gri era pieptănat meticulos, iar un zâmbet hotărât strălucea pe fața ei. Vânzătorii inițial nu au recunoscut-o, atât de diferită era femeia în noile haine. Cu toate acestea, când și-au dat seama cine este, unii dintre ei au încercat să o alunge din nou, șuierând între ei despre îndrăzneala Irinei de a reveni. Dar înainte să poată acționa, Mihaela a intervenit și a condus-o pe Irina spre mașina visului lui Alexandru Stănescu, o mașină de capotabilă roșie strălucitoare care a atras atenția tuturor. Împreună, au negociat achiziționarea cu încredere și determinare, iar doamna Irina Stănescu a plătit în numerar, lăsându-i pe toți uiți de suma de bani pe care a scos-o din geantă. Administratorul, știind povestea, a dat din cap în semn de aprobare și respect. Cuplul Irina și Alexandru Stănescu au făcut o călătorie de neuitat de-a lungul coastei, bucurându-se de vântul în față și soarele strălucitor pe marea strălucitoare. La fiecare oprire, Irina l-ajuta pe Alexandru să iasă din mașină cu grijă și dragoste și mergeau de mână împreună, savurând fiecare moment împreună ca și cum timpul s-ar fi oprit doar pentru ei. Râsul și lacrimile au marcat acea călătorie, iar amintirile create aveau să rămână pentru totdeauna în inimile lor. Câteva zile după întoarcere din acea aventură palpitantă, domnul Alexandru Stănescu a murit acasă, cu Irina lângă el, recunoscător pentru că a trăit ultima sa dorință cu femeia pe care o iubea. Pe măsură ce timpul trecea, Mihaela și doamna Irina Stănescu au devenit prietene apropiate, întâlnindu-se frecvent pentru a împărtăși povești, râsete și lacrimi. Cele două femei au dezvoltat o legătură profundă, îmbogățită de experiențele pe care le-au trăit împreună și lecțiile de viață pe care le ofereau una celeilalte. Într-o după-amiază, în timp ce savurau ceaiul în camera de zi a Irinei, femeia în vârstă a decis să-și exprime recunoștința pentru gestul iubitor și plin de compasiune al Mihaelei. Dragă Mihaela, ai făcut ceva incredibil pentru mine și pentru soțul meu Alexandru. Nu voi uita niciodată ce ai făcut pentru noi. De aceea vreau ca mașina care acum poartă amintiri atât de prețioase să fie a ta, a spus Irina cu un zâmbet senin și ochii plini de lacrimi. Mihaela a ezitat, mișcată de ofertă, dar conștientă și de semnificația acelei mașini pentru Irina și soțul ei decedat. Doamna Irina Stănescu, nu știu dacă pot accepta. Sunteți sigură, doamna Irina? Această mașină reprezintă ultima dorință a domnului Alexandru Stănescu, dragostea dintre voi doi," a răspuns Mihaela, vocea ei sufocată de emoție. Irina a aprobat din cap, ținând mâna Mihaelei. Da, draga mea. Sunt sigură. Ai intrat în viața noastră când aveam mai multă nevoie și ne-ai arătat adevărata valoarea bunătății și a iubirii. Mașina va fi o amintire constantă al acestui lucru și un simbol al prieteniei pe care am construit-o. Vreau să o ai." Mihaela a acceptat dar cu umilință și afecțiune, îmbrățișând-o pe Irina cu recunoștință. Știind că mașina reprezenta ultima dorință a domnului Alexandru și iubirea dintre el și Irina. Mihaela a promis să onoreze memoria cuplului și să aibă grijă de mașina roșie ca de o relicvă prețioasă al puterii transformative a compasiunii și prieteniei. Prietenia dintre cele două femei și gestul de bunătate al Mihaelei au dovedit că dragostea și compasiunea pot arăta diferențele și pot aduce fericire chiar și în cele mai dificile situații. Iar de fiecare dată când Mihaela conducea mașina descoperită roșie, își amintea de Irina și Alexandru Stănescu, recunoscătoare pentru oportunitatea de a face parte din povestea lor și pentru a fi învățat adevărata valoare a generozității și iubirii. Și așa se încheie o poveste emoționantă și inspiratoare despre puterea iubirii, compasiunii și prieteniei. Sperăm că v-ați bucurat de această călătorie cu noi și că vă aduce inspirație și motivație să acționați cu generozitate și bunătate în viață. Dacă v-a plăcut acest videoclip, vă rugăm să lăsați un like și să-l împărtășiți cu prietenii și familia pentru a răspândi acest mesaj de iubire și empatie. Nu uitați să urmăriți următorul videoclip care apare acum pe ecran. Suntem siguri că o să vă placă. Vă mulțumim că ați urmărit și că faceți parte din comunitatea noastră. Până data viitoare!